Românii își vor lua adio de la programul Noua Casă. Anul acesta fondurile s-au epuizat în doar 4 luni de zile, iar 2021 este și ultimul an de funcționare al acestui program. Cei de la fondurile de garantare speră însă să obțină la rectificarea bugetară fonduri suplimentare pentru cei care doresc să-și cumpere în toamnă o locuință în condiții avantajoase de creditare. În total, cu plafonul actual de 1,5 miliarde, sunt în jur de 12.000 de beneficiari. Anul acesta, cei care și-au cumpărat o locuință prin programul Noua Casă s-a orientat în principal spre locuințe noi și spațioase. Interesul pentru programul Noua Acasă a depășit orice așteptări în 2021. În 4 luni de zile a fost epuizat plafonul de 1,5 miliarde. În acest moment, fondul de garantare a epuizat plafonul și mai există, din cei 14 finanțatori, mai sunt 4 bănci care mai au plafon cam în jur de 15%, plafon care oricum este angajat în contracte. În contextul în care ultimul an școlar s-a făcut mai mult online, iar salariații și-au mutat biroul la casă, în 2021 beneficiarii programului Noua Casă s-au orientat mai mult spre locuințele spațioase noi. Totodată, anul acesta a crescut și ponderea locuințelor scumpe de peste 70.000 de euro, spun reprezentanții fondului de garantare. Au crescut foarte mult numărul apartamentelor cu 3 camere. Și reprezentanții ansamblurilor rezidențiale se laudă anul acesta cu o cerere mai mare față de anul precedent, mai ales că în 2020 programul Prima Casă a dispărut, iar după câteva luni de pauză a apărut programul Noua Casă, care, spre deosebire de programul precedent, permite beneficiarilor să se împrumute cu până la 140.000 de euro. Cererea pentru achiziția de imobile a crescut față de anul precedent, deoarece anul 2020 a fost un an slab în care vânzările au stagnat, creditarea evident a stagnat. Cei de la fondul de garantare speră să primească fonduri suplimentare pentru acest program la următoarea rectificare bugetară. Este prima dată când se consumă plafonul și există premisele unei rectificări bugetare pozitive. Din 2009 și până acum, adică în ultimii 12 ani, prin programul guvernamental Prima Casă și Noua Casă, românii și-au cumpărat în jur de 300.000 de locuințe.